Din păcate, tot mai multe echipe din eșalonul 2 se confruntă cu probleme financiare, iar reprezentanții echipelor speră ca împreună cu cei din conducerea federației să găsească soluții de a stopa colapsul fotbalului mic. De altfel, Băbuț a confirmat retragerea celor de la Fortuna Poiana Câmpina din acest campionat, iar acest lucru urcă formația noastră pe locul 6 în clasamentul seriei Vest a Ligii a doua. După cum ați văzut, sunt niște schimbări și în clasament. Cu siguranță mâine voi fi la ședință, voi ști date mai exacte la București. De fapt, s-a retras Fortuna Braz. Asta înseamnă, dacă primim încă în acele două puncte diferențe, vom urca până pe locul 6. Deja vom fi în play-off în prima etapă, când jucăm cu Râmnicu Vâlcea, vom fi în fața lor și vom avea două puncte avans și un meci în minus. Asta înseamnă că dacă scoatem un rezultat bun, primul meci de la Râmnicu Vâlcea, avem toate șansele de a să ne îndepărtăm și să ne atingem obiectivul pe care l-am stabilit pentru echipa noastră anul acesta, un loc în play-off.